Evanghelia după Ioan. Capitolul 1. Întruparea Cuvântului. La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El, și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină, care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă în ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat, el este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui, și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Mărturia lui Ioan Botezătorul. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe, Tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat, Dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis, Nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns, Nu. Atunci au zis, Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie. Ne calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimeșii erau din partea fariseilor. Ei i-au mai pus următoarea întrebare. Atunci, de ce botezi dacă nu ești Cristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis, Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. Mielul lui Dumnezeu a doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el și a zis, Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam, După mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Cei din tâi ucenici. A doua zi Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Isus umblând a zis: Iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Isus. Isus s-a întors și când i-a văzut că merg după el le-a zis: Ce căutați? Ei i-au răspuns: Rabbi, care tălmăcit însemnează învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia. Și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al zecelea. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Isus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și a zis, Noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit însemnează Hristos, și l-a adus la Isus. Isus l-a privit și a zis: Tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Kifa, care tălmăcit însemnează Petru. A doua zi, Isus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis: Vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis: noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Isus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? i-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns, Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis, Adevărat, adevărat vă spun că, de acum încolo, veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul Omului.